Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului lucrările continuă, dar activitatea muncitorilor este îngreunată de caniculă. Se lucrează în continuare între cotele plus 18, plus 27, precum și între cotele plus 27, plus 36. Vremea foarte, foarte aprigă cu noi, a trebuit să luăm pauze mai des, să suplimentăm cantitatea de apă, având în vedere temperaturile foarte ridicate. Dar, după cum vedeți, se lucrează la armătura rigidă de la plus 27 la plus 36 pe partea de vest deasupra corului și spre abside. La zidării se înalță zidăriile pe abside nord și sub, pe exterior și pe interior la navele laterale. Se lucrează și la armătura flexibilă de la altar între cotele plus 18 și plus 27. Detalii despre etapele construirii lăcașului de cult, despre arhitectură, dar și despre simbolistică, puteți afla consultând site-ul catedralaneamului.ro. Tot de pe această platformă online aflați și cum puteți contribui la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești.